Ministerul Educației este din nou cu gândul la modificări. Instituția care ține în mâin soarta învățământului românesc vrea să nu se mai țină cont la admiterea la liceu de media celor patru ani de gimnaziu, ci să fie reintroduse tezele unice. De ce este aceasta o problemă? Pentru că um, ce interes ar mai avea elevii să învețe pentru unele materii dacă nu mai trebuie să considere acea învățare, acea, acel efort depus, um, ca ceva ce va contribui la admiterea la liceu. Ce considerăm noi că ar fi o alternativă foarte bună ar fi admiterea la fiecare liceu în parte. Vorbim de o inechitate în sistem, adică avem această valoare națională, aceste medii și intrarea în liceu pe bază de medii. Adică un elev vede un liceu care cere o medie foarte mare, consideră că acel liceu este unul de elită vedea liceu cu o medie foarte mică de intrare, consider că acel liceu este unul în care nu vrea să ajungă. Asta, spune președintele Asociației Elevilor Maramureș, creează discrepanțe între licee, deși poate multe au aceeași ofertă educațională. Altă problemă este că asociațiile de părinți au venit cu altă sugestie la cea ministerului, și anume că aceste teze unice să fie susținute doar la unele materii, la cele pe care elevul vrea să le urmeze la profilul din liceu. Aceasta este o problemă mult mai agravată față de cea inițială, pentru că hai să considerăm uh, lucrul următor. Avem elevi care vor să meargă pe profile reale și pe profile umane, uh, adică în clasa 7-a și 8-a, când se presupune că înveți cel mai mult pentru evaluare. Uh, nu o să înveți la matematică, respectiv la română, ci doar la una din ele. Darius Filip Marian afirmă că asta ar crea generații întregi care ar fi buni doar la anumite materii, în timp ce la altele ar fi deficitari. Sunt patru asociații de elevi în țară care au tras un semnal de alarmă asupra acestor probleme. Reprezentanții lor vor ca în perioada următoare să afle care este opinia elevilor și a părinților lor legat de acest subiect. De asemenea, vor un dialog și cu Ministerul Educației pentru a găsi alternativa potrivită. Până atunci, mai spune liderul asociației elevilor Maramun, Consideră că ar trebui să se rămână la varianta actuală.